Ce 5 pasageri ai submersibilului pierdut duminică în profunzimile Atlanticului de Nord, în apropierea epavei Titanicului, au murit în implozia acestui submarin de turism științific. Anunțul a fost făcut aseară de către gărzile de coastă americane după 5 zile de căutări care au mobilizat mijloace impresionante din Statele Unite, Canada și Franța. Are amănuntele Marcela Ferraru, editor corespondent al Lev News în Franța. Chiar dacă au fost recuperate câteva dintre resturile acestui submarin, au fost mai multe greșeli în lanț, cel puțin din ceea ce se poate ști până în prezent. De exemplu, știm că acest submarin nu avea toate acreditările necesare. Știm de asemenea că hubloul era prea mare. Avea 16 de centimetri, ceea ce este prea mult la o presiune atât de mare sub apă. Am văzut o comparație făcută care mi se pare extrem de sugestivă, e ca și cum ai pune un elefant peste o canetă de Coca-Cola. Deci în momentul în care a explodat, totul s-a întâmplat într-o secundă. Materialele care au fost folosite nu sunt tocmai cele potrivite. Deci au fost câteva greșeli în lanț despre care ar fi trebuit să se știe, pentru că anul trecut au existat câteva probleme. Există o mărturie despre probleme de acest gen care ar fi existat la ieșire submarinului din coca vaporului. Submarinul a trebuit să se întoarcă pentru reparații, deci se știa că există o problemă de securitate. Chiar dacă patronatul ne dă asigurări că dădea asigurări în cele câteva zile în care s-au făcut căutări disperate, ne dădea asigurări că totul ar fi trebuit să decurgă bine și că toate măsurile de securitate au fost luate. Marcela, cine erau pasagerii aflați la bordul submersibilului? Știm că erau 5 pasageri, între care un explorator britanic, de asemenea un francez care e foarte, foarte cunoscut, un pasionat de Titanic, despre care se vor și a plojărilor submarine la mare adâncime. În Franța se vorbește extrem de mult despre el și toată lumea își exprimă surprinderea și durerea pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru că era un om de foarte mare valoare, un pakistanez, și fiul lui de 19 ani care ar fi refuzat să intre. El s-a dus totuși împreună cu tatăl său, așa ca un cadou pentru aniversarea părinților lui, și de asemenea cofondatorul acestei companii, care iată că plătește pentru rabaturile care s-au făcut la calitatea submarinului. Marcela, îți mulțumesc pentru informații. Regizorul Titanic, James Cameron, vorbește public după ce căutarea submersibilului dispărut Ocean Gate Titan a luat un sfârșit devastator joi. Cameron, în vârstă de 68 de ani, a găsit povestea tragică a submarinului similară cu ceea ce s-a întâmplat cu nava Titanic în 1912. We always felt confident that if one of the subs got ensnared, you'd still have communication, you'd still have life support, you'd still have power, you'd have another sub there that could help you manage the problem. We always felt that we were on pretty safe ground. This sub, it didn't have a lot of backup system. Cameron spune că el însuși este un designer de submersibile și a creat un submarin capabil să călătorească în cele mai adânci părți ale oceanului. În martie 2012 a călătorit spre groapa Marianelor într-un submersibil numit Deep Sea Challenger. Cameron a remarcat că mulți oameni din comunitate au fost foarte îngrijorați de acest submarin. It's our belief, we understand from inside the community, that they had dropped their ascent weights and they were coming up trying to manage an emergency. Au existat avertizmente cu privire la un presupus pericol. James Cameron a fost surprins de asemănarea dezastrului Titanic, în care capitanul a fost avertizat în mod repetat despre gheața și din fața navei și totuși a ales să aibă o viteză ridicată într-un câmp de gheață. Very similar tragedy where warnings went unheeded. I think it's just astonishing. It's really quite surreal.